Hai să vă zic ceva tare. Noi aici în România ne place atât de mult ceafa de porc cu cartofi prăjiți, încât țara noastră a devenit oficial cel mai mare importator net de carne de porc din toată Europa. Ca să vă fac poftă și mai mult de o friptură și de un grătar, vă zic doar atât. Anul trecut România a importat carne de porc în valoare de 950 de milioane de euro, adică aproape un miliard, ce să mai. În ciuda faptului că porcul este carnea preferată de consumatori în majoritatea țărilor din Europa Centrală și din regiunea Balcanilor, inclusiv România, nu reușim să producem la noi în țară atât cât consumăm. Pe lângă focarele de pestă porcină care au decimat în ultimii ani producția din fermele românești, s-a pierdut și tradiția strămoșească de a crește un porc gras și frumos la țară în vătătură. Acum, da, e totuși 2024, cine să se mai ducă să taie porcul în curte, să-l pârlească și să se urce pe el? Nu se mai cade că nu e deloc instagramabil. Dar prin restaurante și supermarketuri e în continuare extrem de căutată carne de porc la noi în țară. Un studiu făcut de Departamentul pentru Agricultură al SUA arată că după noi în Europa fierți pe carne de porc mai sunt următoarele țări: Polonia, Cehia, Slovacia și Bulgaria. Ca să înțelegeți mai bine de ce în România nu se mai cresc porci, dar se consumă la greu, anul trecut importurile de carne de porc au crescut în țara noastră cu 28%. De altfel, carnea de porc este cel mai deficitar produs alimentar din România, gradul de autosuficiență scăzând pentru prima dată sub pragul de 50%. Ce mai vreau eu să știți este că prin Europa, pe unde se duc românii să muncească pentru ca apoi să vină aici în țară să-și facă vile și să se retragă la pensie, consumul de carne de porc e în continuă scădere încă din 2018.